Bună ziua! Astăzi vă voi prezenta moneda de 10 franci, emitent Franța, perioada a 5-a Republică. Monedă de circulație standard între anii 1988-2001. Compoziție bimetalic, centrul este din nichel cu inel de bronz aluminiu. Greutatea 6,5 grame. Diametru 23 de mm, grosimea 2,1 mm, formă rotundă, orientarea liniere monede, sus-jos. Demonetizată la 17 februarie 2005, pe avers este o reprezentare a spiritului libertății, o sculptură situată în vârful coloanei Iulie din Paris. Este flancată de literele R și F, inițialele Republicii Franceze. Marginea are un model geometric striat. Pe verso este valoarea nominală, anul, marca și sigla emitentului, anume Monet de Paris și Émile Rousseau, gravor general de monede. Exteriorul este înconjurat de motoul francez, libertate, egalitate, fraternitate. Întreaga monedă este gravată cu striații largi. Marginea monedei este cuprinsă de 5 grupuri de striații egale. Această monedă este din anul 1989. A fost emisă într-un număr de 249.980.449 de bucăți, cu o valoare nominală de 5,30 $. Această monedă se poate vinde cu prețuri cuprinse între 2 dolari și 290 de dolari, în funcție de starea ei și anul de emitere a monedei. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!